Vreau să încep cu un subiect pe care eu l-am luat foarte în serios și nu știu dacă știți foarte bine că am primit de la, sau nu știați, am primit de la Consiliul Județean, de la domnul Bojin, am primit niște mape, nu știu dacă dumneavoastră le știți sau le-ați văzut, nu vi le-au arătat nici parlamentarii puterii, nici, sau numai nouă ni le-au dat. Adevărul că am întrebat și eu vreo 3 parlamentari de la putere dacă le-au primit și ei nu știau de ele, au zis că poate sunt la partid, dar eu cred că le-au primit și ei. Dar sunt niște mape care le-am primit de la Consiliul Județean, de la domnul Bojin, în care ne spune aici proiecte majore prioritare de investiții ale județului Timiș pentru perioada 2014-2020. Și eu am luat foarte serios această mapă și le-am studiat cu mare atenție. Acum, domnul Bojină ne spune ce își dorește dânsul pentru perioada 2014-2020 și așa cum și domnul Robu a prezentat și ne-a prezentat niște proiecte și dumneavoastră le știți foarte bine. După aceea aici ne explică fiecare fișă de proiect ce conține dintre ele și vreau să vă spun că eu am luat foarte în serios aceste lucruri. Dar m-am ciudit de un lucru care mie mi s-a părut foarte interesant și anume, în aceste fișe de proiect, în fiecare fișă de proiect, ne este prezentat titlul proiectului, programul de finanțare, dacă localitatea, beneficiar, parteneri, durata estimată de realizare, descrierea proiectului, stadiul proiectului și la sfârșit sunt probleme, constrângeri, observații. La centru intermodal ne spune că un proiect extrem de important pe care domnul Bojin și-l dorește să realizeze este centru intermodal regional de transport Mărfuri-Timișoara. La constrângeri și observații ne spune că există o întârziere de luare a unei decizii de la Ministerul Transporturilor și a companiei naționale CFR pentru depunerea cererii de finanțare. Eu am fost la Ministerul Transporturilor, spre deosebire de ceilalți parlamentari ai puterii, care nici n-au călcat pe acolo, și m-am interesat exact să văd în ce stadiu este. Și vreau să vă spun că în momentul de față, încă am fost mustrat, vreau să vă spun acolo, pentru că centrul intermodal, dacă nu s-ar fi mutat de la Recaș, de la Recaș la Remetea, astăzi noi îl aveam. Deci, a existat o cerere de finanțare făcută de Ministerul Transporturilor, da? Pentru Recaș, unde terenul era dat gratuit de către primăria din Recaș și proiectul era eligibil. Iar în momentul în care proiectul s-a mutat de la Recaș pe Remetea, unde sunt probleme cu terenul, terenul este privat și încă nu se știe, proiectul devine neeligibil în momentul de față pentru Ministerul Transport. De ce? Pentru că Iașu, da, Constanța,